Ce v-am stat? Ce v-am stat? Trăiești? Vă salutăm, frații! Îi dați ceva ce tata. Pot? Stați să pun asta aici. Așa. Vedeți, acum m-a dus astea. Muy buenas. Uitați. În bazocură face tata. N-avem ce face. Eu nu vă mint când spun că facem și noi un leu de suc. Ai grijă. Eu nu vă mint, frate. Numai tata face. Numai tata face. Tata se bucătare. Numai tata se bucătare face bani cu lopata. Are acolo ciocanul lutor. Da. Uite, un om harnic. Vedeți? Vrei să dau și eu? Am venit de la muncă și acum descărcăm. Am adus acolo, am descărcat o parte și acum o bună parte aici neată, frumos, elegant. Bărbătește. Nu, tată. Da, frate, ne-am terminat de descărcat. Acum trebuie să descărcăm bolidul. Bolidul, descărcăm bolidul. Îl descărcăm. Adică descărcăm bolidul. Cântărim bolidul gol. Și să ne dea bănuță, să ne dea bănuță, că noi avem nevoie de bănuță, că noi nu ne-am născut băieți de bani, gata. Primo! Si no te molesta, yo quiero presentar a mis amigos de YouTube, un gitano portugués. Sí. ¿Quieres saludar a mis amigos? Sí, hombre. Yo soy gitano de Rumanía. Y yo soy gitano portugués. Yo soy gitano portugués. ¿No quieres casarte con la mujer de Estrejaya, una gitana que tiene dineros de oro? Ah, monedas de oro. Mistos, como tenga mucho. Claro. Claro. Buscamos una mujer de ahí, de Estrejaya. A ver, si tiene pasta. Tiene mucha pasta. Pues, a por todas. Sí. Dijiste que eres portugués. Sí. Eres mi vecino, yo soy gallego. Ah, sí. Yo vivo en Queens. Vaya. A 10 minutos. Hasta el cigán portugués, práctico. ¡Ey, yo! No, no, no. Tienes una discoteca en Donosti, de rumba portuguesa. Sí, sí. Estás tío, práctico. Continúo un loco para el colo. Estás hombre grey. Hombre grey, andate y yo, hombre grey. Hasta ahora que no se lleva. Are 5 copii săracu, cred că. Că n-au zis de Estrejaya. E țigan portughez. E țigan și spaniol. Îs de tăte. Îs de tăte, prieteni. De tăte și de tăți. Uitați-i și pe tăte. Am zis să-mi descarc, pentru că dacă nu fac curat la fabrică, săptămâna viitoare s-o am mai mult de muncă. Și așa, și așa trebuie să mă duc. Nu este bastu. Tine că descargare este porque a descargau algo grande. Así se va y ¿qué tienes que bajar? ¿Tienes tardas mucho? Yo no. Si yo si no tardas mucho, te dejo a ti meterte y me meto yo luego porque tengo un baril para descargar. Allí. Sí. Ah, bueno, un baril de acero. Saco, que ¿vale? Salga este. Vale.
Nu. Trebuie să ne facem bănuți, prieteni, pentru că vedeți că... Bă, oriunde, de oriunde numai bani să iasă, să nu dă în cap la nimeni. Bine, că eu oricum, eu investesc, eu fac investiții. Numai eu cu bucătarul mai facem investiții din astea extraordinare. Mă înțelegeți? Acum să nu veniți și voi ăștia cu evaziuni, cu din alea. Nu veniți, vă rog, frumos, elegant. Că la mine totul e pe PFA. E pe PFA, totul e impozitat. Noi nu ne jucăm. Noi nu facem din astea desene animate. Noi totul legal pe PFA. O las pe prietenul meu acum să intre. După aia intru eu, mie ăsta cu tirul. Uitați, și tiriștii vin cu fier vechi, da, păi noi. Că noi umblăm cu fier bun, fier reutilizabil. De la mama lui de acolo, de la strunguri. Uitați, cu ce tirul. Noi nu ne jucăm. Săracul ăsta umblă pe la cine știe pe unde, ciorghește. Lasă intre el. Eu l-am lăsat să intre. Stai liniștit. Uitați-l. Deja s-a activat, frate. S-a activat deja. Trebuie să descarc bidonul, mă. O zis că nu-s normal, că am probleme cu capul. Vedeți? Tăticu, zice că am probleme cu capul. Da, prieten. Tăticul meu este foarte supărat. Da. Că n-am făcut bani mult. Da. Eu zic că și 40 de euro. Și e 10, bine. Și 10. Într-o după masă. Și cu 10 euro sunt făcut. E bine, 40 de euro. Bă, unde faci? N-ai unde să-i faci, prieten. Mă înțelegeți ce vă spun? Banii se fac greu, trebuie să muncești. Dar ficiorul ăsta meu, nu mă ascultă. E numai pe combinații. Numai pe combinații, au zis că el dacă nu face suta pe zi, au zis că el nu mai vine cu mine. Au zis, nu... Eu nu mai vin cu tine, dacă nu fac măcar suta. Am zis, ticule, suta nu poate. Suta nu poate, că nu e acasă suta. Facem și noi, prieteni, cine ne ajută Dumnezeu. Mulțumim la Dumnezeu că puțin mult cât îi, ne bucurăm, că e prin muncă. E prin muncă și nu e prin făcut rău. Nu facem rău, facem bine. Facem bine, colaboratorii noștri. Să mergem mai înainte. Am văzut multe comentarii că de ce am pus prieteni la toate filmările, la ultimile live-uri ce le-am făcut, de asta am început să fac vloguri, la ultimile filmări ce le-am făcut, la toate îmi dă din asta limitată, ca să mă înțelegeți. Nu știu ce limitare îmi dă, dar nu știu de ce, nu înțeleg de ce. Și am decis în felul următor. Să le pun pentru membri. Să le pun gratis, dar pentru membri. Pentru că membrii mei cheltuiesc în fiecare lună o anumită sumă. Și, bă, eu zic, măcar dacă le pun, să le pun pentru membri. Să nu le pun pentru nu știu ce. Pentru că oamenii până la urmă plătesc acolo. Cât plătesc, atâta plătesc, mă înțelegi? Nu contează că e mult, că e puțin. Oamenii își dă un leu și zic, bă, să fie acolo pentru membri. După o săptămână, două, să le dau drumul, bă, mă înțelegeți, o să le dau drumul pentru toată lumea. Dar ceea ce rămâne așa, eu zic că prima săptămână le las pentru toți, doar pentru membri. Să ne înțelegem, fără supărare, nu vă supărați. Deci trebuie să am și lucrul ăsta în cap, să gândesc și pentru ei, pentru că până la urmă oamenii ăia îmi dau un bar, îmi cer scuză pentru ceilalți, să nu vă supărați pe mine, vă rog frumos.
acum sincer. A, ce zici, tată? E bine cum gândesc. Trebuie să am respect față de oameni. Nu, mă. Că oamenii au respect față de tine. Absolut. Nu trebuie să fie, să... După un timp o să le las free pe ăsta. Nu știu de ce se întâmplă asta la live-uri acum. Nu pot să-mi imaginez. Și am zis că bă, să fac și vloguri. Pentru că și vlogurile îmi fac bine, nu fac rău. Așa mă învăț și eu să mai fac vloguri. Și curând o să dăm drumul și la canalul lui tata. O să dăm drumul. Bineînțeles. Doar că ne gândim mult ce nume să-i punem la canal, că nici el nu știe. Nici el nu știe. Mă înțelegeți? O să vedem. O să ne gândim mai bine așa și dați-ne și voi idei. Vă ocupăm să aveți o după masă plăcută, o seară minunată. Acum ajung acasă, editez, să-l urc. Să-l pun pe YouTube. Îl încarc. Vă pup dulce. Salută, tăticule. Vă salut pe toți cu respect, prieteni dragi și spun. Vă pupăm. Salutăm oamenii harnici de la Strehaia.